poetă cu totul remarcabilă. Ea scrie o poezie convulsivă în care strecoară așa un sarcasm dinamitar care aruncă în aer locurile comune. O rugăm să ne spună câteva cuvinte despre poezia ei și să ne citească eventual una, două dintre piesele acestei vreme. Poftim, Viu! Da. În primul rând, aduc mulțumiri celor care au considerat că prima mea carte trebuie premiată. Mulțumesc pentru premiul care mi s-a dat. Domnului Geo Galetaru, în special pentru că anul trecut am fost invitată aici cu trotuarul cu Înger, care atunci ieșise de câteva zile și Grântul a fost cel care m-a încurajat să public, nu numai să scriu, să și public, el dânsul alături de domnul Gherbăluță, absent astăzi. Vreau să mulțumesc și celor absenți, bune mele prietene, Corina Dașoveanu, care e în gândul meu, și domnului Marin Arsene, care iarăși este alături de mine aici în gând. Și prietenilor mei de la terasa cu prieteni din Arad, de la Bucegi. Despre mine ce ar fi de spus? Anul trecut am pornit la drum pe trotuarul cu Îngeri. Anul ăsta am ajuns la Șarpele Roșu, care nu pot să nu spun domnul Geu că trebuia să poarte alt titlu. Următorul volum va avea titlu Bordel. Am început să scriu... Da, Bordel. Să nu-l provocăm, doamne profesor. Da. Am început să scriu după o pauză de vreo 20 și ceva de ani, am început să rescriu și de atunci nu mă mai opresc pentru că este ca și cum aș respira. Este esențial. Restul din mine se găsesc în cele două volume, în special în Șarpele Roșu, carte pe care, nu știu, eu nu o consider aroganță, o consider un cadou pe care mi l-am făcut mie și mi l-am și dedicat mie, după cum scrie pe pagina de dedicații. Asociat cu motou, nimic nu este mai alb decât frica. Să vă citesc. Îmi asum dreptul de a fi imorală atunci când sfârșii cămașa uitată pe clanța ușii ca un bilet permanent de intrare în spertul de timp cu urme de ruj. Roșul este o culoare catifelată, nepotrivită cu structura mea osoasă. Nu știu să citesc asta. Am încercat toate culorile și toate formele de violență interzise, trăiesc într-o foame cu ușile închise, am două lacrimi de companie care trebuie alintate. Restul timpului se sprijină pe o poveste de dragoste, Dumnezeu îmi spune că viața este o blasfemie. Eu vă spun că viața este o blasfemie. Trăiesc într-o moțiune de cenzură ca într-o gară care tot întârzie să vină. Ce mai vreau să citesc, dar le-am pierdut. Vă citesc ceva... Unde se deschide? Dimineața de sâmbătă este ca un ziar aruncat în ploaie, pe care îl usuci la becul din bucătărie în timp ce te înneci cu aceeași cafea. Când în crescătoria de șopârle se produce o anarhie din cauza schimbării punctelor cardinale, pantofii cu toc au dispărut și femeile devin isterice în acel minus de altitudine. Bărbații au hotărât că toamna este o curvă bătrână și acum lărgesc gura sticle de whisky, potrivesc nodul cravatei peste răgușala cuvintelor de dragoste, din care lipsește sărutul de împăcare. Abia spre amiază, îmi dau seama că sertarul acesta conține doar procese în amânare. Întâmple, îmi cântă un acordeon, refrene de mahala. Mi-e lene să-mi spăl vara asta de pe piele și rămân așa, ca o continuare a știrilor din ziarul acela aruncat în ploaie. Mulțumesc! Mulțumesc!